Plasticul a ajuns să fie folosit și în reparația drumurilor din Republica Moldova. Învelișul asfaltic cu adaos de polimer are un preț mai mare, cu până la 20%, însă este mult mai rezistent. Noua tehnologie a fost utilizată astăzi pe câteva sute de metri de drum în apropierea satului Negreș, traionul Strășeni. Au început în urmă cu două săptămâni pregătirile pentru aplicarea mixturii asfaltice cu adaos de plastic. Am curățat rosturile de dilatare, rosturile de comprimare, transversale, longitudinale. Am mai avut niște plăci ridicate în unele locuri. Apoi, după ce s-a amorsat, imediat s-a aplicat geocompozitul. Geocompozitul este o folie armată așternută de drumari sub stratul de asfalt. Aceasta nu permite dilatarea crăpăturilor între plăcile din beton. Materialul este produs în Cehia. This road will be not repaired after one or two years, but will be repaired after 6-7, maybe even 8 years, which is saving a lot of money to the investor, to the government. So this money could be used in some other roads to be repaired the whole country. De circulație, iar porțiunea reabilitată după metoda inovativă are o lungime de 380 de metri. Se așterne un strat de asfalt de aproximativ 5 cm. Drumarii dau asigurări că un astfel de înveliș va rezista cel puțin 7 ani. Mixtura aplicată la Negrești conține beton asfaltic în proporție de 90% și 10% de polimer în masă plastică importat din Scoția. Materialul a fost obținut din reciclarea cablurilor electrice. Noi sperăm că cu apariția uzinii în Republica Moldova și reciclarea plasticului autohton, acest cost va fi cu mult mai mic și îl vom utiliza practic la toate tipurile de mixturi asfalt. Dacă îți fie respectat tehnologia, să aibă succes. Nu știu, și binevenit, dar eu ne-am mântat anul pac de 10.000 hodovaie numai, nu știu, și drum ați văzut. Am auzit mai înainte că eu ați primească un drum mai bun, adică față de drumurile astea care sunt făcute din asfalt curat. Valoarea lucrărilor de reparație pe drumul de la Negrești este de peste 1,2 milioane de lei. Bani alocați din